pe care le putem oferi aici, în sală, din partea dumneavoastră, a publicului, dar și cele pe care și sufletul nostru îi le poate dărui, Părinte, prin forța energiei pe care ați transmis-o. Și mă gândeam, ascultându-vă, că muzica sacră, iată cum ne invită la introspecție, ne determină să ne gândim mai departe de noi înșine la ceilalți și la ce putem face pentru ceilalți cu foarte puțin din ce avem noi, cu foarte puțin din ce înseamnă persoana noastră. Astăzi, mulțumim foarte mult, Părinte, mulțumim din suflet, mulțumim cu toată bine, că ați venit spre noi cu energia asta minunată și cu dragostea fără îndoială și împreună putem semna pe mai departe în dreptul faptelor bune la care sper să ne înscriem în aceeași formulă și pe mai departe. Așa să ne ajute Dumnezeu.